Quadratura dintre Venus, planeta iubirii din Săgetător, și Neptun, retrograd din Zodia Pești, este un aspect care poate aduce deziluzii și nemulțumiri în plan sentimental. S-ar putea să avem tendința de a idealiza anumite persoane sau putem să realizăm că viziunile noastre despre o persoană, despre o relație, nu sunt cele pe care ni le-am imaginat. Berbecii s-ar putea să se iluzioneze foarte tare în privința unei posibile relații. De aceea, ar trebui să evite zilele acestea să intre în noi povești de iubire. Este, de asemenea, probabil să vadă o latură a vieții de cuplu care să nu le placă și să conștientizeze că ceea ce gândesc, visează sau speră ei nu este de fapt realizabil. Nici taurii nu trebuie să viseze la noi povești de iubire pentru că pot fi deziluzionați foarte ușor. Inclusiv în cuplu apar îndoielile și mulți nativi vor simți să se retragă dintr-un context toxic. Pot fi păcăliți în contexte financiare și dezamăgiți de prieteni, de aceea nu ar trebui să-și acorde încrederea nimănui deocamdată. Pentru Gemeni se întrevăd momente tensionate în cuplu și dezamăgiri din partea partenerului de viață, iar cei singuri ar trebui să evite idilele romantice. Sunt cazuri în care nativii se pot lăsa înșelați destul de ușor de o ofertă profesională sau de o negociere contractuală. Racii nu ar trebui să-și pună bazele și nici să acorde prea multă încredere colegilor sau unor persoane care vin cu o ofertă de muncă către ei. Ziua de astăzi îi poate face mult prea visător și extrem de neatenți în desfășurarea activităților curente. Și leii fac parte din categoria zodiilor care trebuie să se ferească de aventuri și idile romantice, pentru că nu vor avea nicio continuitate și pot veni cu dezamăgiri destul de mari. De asemenea, trebuie să evite pe cât posibil speculațiile financiare și tranzacțiile, investițiile cu grad de risc. Fecioarele pot descoperi astăzi o adevărată prăpastie care s-a format între ele și partenerul de viață și foarte greu vor găsi o punte. Viziunea asupra familiei, asupra căminului poate fi distorsionată sau se pot afla la mijloc între un conflict între parteneri și părinți. Balanțele trebuie să fie foarte atente la ceea ce scot pe gură astăzi, la ce decizii iau și mai ales la ce negocieri fac, pentru că nu vor vedea deloc clar realitatea. Unii colegi de muncă se pot dovedi falși și mincinoși. Scorpionii trebuie să evite speculațiile financiare și contextele care promit câștiguri rapide. Nu tot ce lucește este aur și bine ar fi să înțeleagă asta, pentru că pot pierde bani foarte ușor. Pot fi dezamăgiți și în plan sentimental și ar trebui să evite noile povești de dragoste. Săgetătorii s-ar putea să fie confuzi cu privire la o situație ce ține de familie, cel mai probabil legată de o moștenire, de un bun patrimonial. Totodată, confuzia poate fi de natură emoțională și astfel să nu-și dea seama ce simt pentru cineva. Capricornii pot fi mai obosiți, mai agitați și neatenți și pot scăpa cuvinte pe care mai apoi să le regrete. Pe de altă parte, s-ar putea să viseze la o fostă relație și să fie tentați să reiau o poveste de iubire din trecut sau să dea curs unei idile ascunse. Vărsătorii pot fi tentați să exagereze cu cheltuielile și ar fi de preferat să evite cumpărăturile, în special online, pentru că se pot păcăli foarte ușor. Nu este nici cel mai bun moment să investească într-un proiect și nici să pună baza în prieteni sau asociați. Peștii pot avea parte de conflicte profesionale care le pot afecta imaginea și statutul. S-ar putea ca nativii să resimtă o presiune mare ce vine din zona unor persoane cu autoritate din viața lor sau se pot iluziona prea mult cu privire la niște obiective pe care le au în vizor. Atât pentru astăzi, ne revedem și mâine!